Bun găsit, prieteni, sunt Mihai Stepanov cu informație urgentă pentru cei ce stăteau pe gânduri, dar s-au înregistrat pe site-ul TFT. Deci, este șansa acum în 2 zile de a câștiga vreo 30.000 de dolari în sumă pe acest site dacă vom participa de pildă la loterie. Deci uitați-vă, cine n-a văzut, când intrăm în interior, puteți intra să verificați acum urgent. Mai jos, în becoficiu, scrie că este o promoție acum, care se petrece pe data 19 decembrie până pe 20 decembrie inclusiv, pentru cei care vor cumpăra 250 de monede, vor avea șansa de a participa la promo-acțiune unde se dau 5 cadouri. Primul loc cine va câștiga va primi 25.000 de monede și plus un bitcoin. Un bitcoin face acum în jur de 20.000 de dolari, iar 25.000 de monede, după prețul lor, ies 8.000 de dolari. Deci 20 cu 8, 28.000 de dolari se poate câștiga cumpărând monete de 80 de dolari. Acum, deci nu se socoate monetele cumpărate până acum și care vor fi cumpărate după 20. Deci, inclusiv merge vorba de 2 zile. 19 decembrie, inclusiv 20. După ce ați cumpărat monete, trebuie să descris login-ul personal, un portofel Bitcoin pe care să vă trimată Bitcoin și numărul de monede cât ați cumpărat într-un mesaj pe e-mailul info@tftm.pro. Informația despre cine participă la loterie este în acest document. Deci eu l-am deschis. Când intrați, nu, aici e documentul cu instrucțiunea. Deci, da, ți-a pus la închidem. Deci când apăsăm un Excel unde se numere persoanele care au participat și cu ce cantități. Dacă ați cumpărat odată 250 de monede, deci e pus 1. Cine a luat de 2 ori, de pildă, cât e? 250. Deci are 2 șanse. Dar cu 2 nu văd eu. Cam toți câte 1. Deci și până când sunt 65 de oameni. Deci nu sunt așa mulți oameni. Deci, dacă o să cumpărați, să aveți șansa mare de a câștiga. Deci, se primește undeva fiecare 20, la posibil poate fi câștigător. Căci sunt 5 cadouri. Cel mai mic, 10.000 de monede, asta sunt 8.000 de dolari. Nu 8.000, dar 3.200. 3.200. Deci 32 de cenți o monetă. Înmulțiți la 10.000 de monede, 3.200 de dolari. Și cel mai mare 28.000 de dolari cadou. Deci această informație a fost dublată și pe e-mail că s-a intrat, care sunteți înregistrat. Eu acolo inițial am văzut. Tot același lucru e spus. Deci, cum se face plata? Este aici ea, o instrucțiune. Dacă nu știți cum să cumpăr monetele, deci intrați, apăsați aici ea, inițial, și studiați documentul acesta, unde este explicat pas după pas ce trebuie făcut cu imagini. Cum se cumpără? Deci până se descarcă,
Each iteration, trust swap by token. Și aici sunt trei variante. By token pentru Bitcoin, pentru Ethereum sau pentru Litecoin. Dacă doriți, folosiți altceva, schimbați în limba rusă. Și aici mai sunt alte variante. Builder. Este așa ceva, cine folosește ADV Cash, Perfect Money și Pyre. Restul sunt din zona rusească, puteți să vă încurcați. Deci, de pildă, eu știu, vreți folosiți ADV Cash. Scrieți aici cantitatea 250 de monete. Apăsați pe butonul acesta. Aici spune, vedeți că 250 de monete. Vă trebuiește 81 de dolari. Aici ia, scrieți portofelul. În fel de care l-aveți. Acesta cu simbolul U, ori cu e-mail-ul. Care l-aveți în sistemul de plată vostru, în alor. Ca să vă găsească, să știi ce ne-au făcut plată, de pildă, știu. În Perfect Money, asta n-a. ADVK și e-mail. Și așa ceva, aici ia de pildă scris e-mail-ul vostru deja, dacă coincide. Și apăsați de a trimite. Și o să vă apară să faceți plata. Deci o să vă trimată la sistemul de plată. Vedeți, scrie cantitatea, cât o să intre în cont, 8032. Întâi apăsați butonul acesta, faceți plata. După ce ați făcut plata, apăsați pe butonul acesta, că ați făcut plata. Aici plata se face în automat, dar se, cum, se verifică manual. De ce e pește o perioadă? La câteva minute până la o zi. De ce trebuie să faceți mai rapid ca să dovediți dacă doriți. Și atunci peste perioada să vă apară monetele aici. După aceea datele le trimiteți conform condiției pe e-mail-ul lor cu, cum am spus, portofelul Bit Coin, login-ul cu care intrați în TFT și cantitatea de monete cu cumpărat. El a cumpărat 250 de monete și așa scrieți. Și le trimiți. Deci cam atât ce am vrut să spun, numai bine.